Sunt Valentina Smântână, locuiesc în satul Palanca, raionul Ștefan Vodă. Am 73 de ani. Astăzi vom pregăti o mâncare tradițională localității noastre, moștenită de la măicuțele și bunicuțele noastre, plăcinta mirese. Alo, Palica, tu ești? Te-ai pornit? A unde ești acum? Ai bine, eu ies. Valea, tu ești? Da. Bună ziua. Bună, bună, bună. Sănătoșică? Da, mulțumesc, domnule. Merge, dar tu cum pisoare ai ajuns? Ei, ha? Dacă așa. Bravo. Oi, ușoară. Hai. Ce m-ai chemat? Hai să mă ajung să fac niște plășini. Să aduci aminte cum face mama plășini? Da. Așa. Cum faceți? Aduce aminte cum? Foaie pește foaie. Unde aici la neta, da? Da, da. Aici intrăm și ne spălăm pe mâini și începem activitatea. Plăcinta mirese face parte din patrimoniul gastronomic și cultural al regiunii de sud a țării. Acum o să cernem făina ca să nu fie ceva de prisos, pentru ca plăcinta să fie mai puhăbă. Cernem făina. Ia, uitați, vedeți cum se duce. Se duce făina. Palica, vin în coaș, pregătește apa, acolo e uleiul, sarea, strachina și pregătești ca să vii să frământăm. Să văd câți pumni în cap într-un ibric. Așa, 1, 2, 3. Ne ești numărăm ibricile. Doamne ajute! Da. Așa. Dacă punem 1,5 litri de apă, sare, ulei. Deci am măsurat într-o crușcă de asta 3 pumni în cap. Deci 3 pumni. A doilea crușcă o să fie 6 pumni. Eu pun un pumn de făină la o turtă, la o plăcintă, pot spune. Țin minte de la mama. Ea spune că ca să iasă ție o plăcintă, pune un pumn de făină. Vrei 6 plăcinte, pune 6 pumni de făină. Vrei 10 plăcinte, pune 10 pumni de făină. Așa, mai trebuie făină, ulei. Făină nu trebuie, da? Ulei trebuie, da. Ulei trebuie. Pe vremuri, la orice nuntă care se face în sat, se face o plăcinte. De ce e o devenit denumire de plăcintă mirese? Că dacă nunta se face duminică, înseamnă că la ora 4, la ora 5, femeile gospodine care ajutau la pregătirea bucatelor veneau la o casă unde este coptor și pregăteau plăcintele, așa că la ora 8 fie plăcinta gata. Mama mea coșe pâine la colhoz, când înainte știți erau, când și acum pâine la frământat pâinea. Valea vin și-i frământa pâinea, să mă ajuta. Mam, să mai frământ. Mai frământă, dragă mamă, mai frământă. Mamă, gata! Când acură apă din streșină, atunci gata-i. Și când a faci plioscă în mână, când frământ, atunci a luat-o gata. Noi avem cuptor în bucătăria așa de afară, de cop pâine. Nu era chiar în toată sâmbata, dar des. Noi trebuie să coașim pâine. Și atunci coșim pâine. Fiindcă își trebuie să coașem pâinea până ne duce la serviciu, că la serviciu trebuie să plecăm la ora 7, trebuie să mergem. Noi noaptea coșem pâine, soțul îmi face foc în sobă. Atunci facem mai des. Acum, de când am dat cuptorul jos, nu prea, de mă facem pe mai mult în rolă. Că trăim pe acest pământ. Valentina Smântână cântă într-un ansamblu folcloric din sat, alături de alte femei. Un sat natal, o clopotniță pe deal, că trăim pe acest pământ, nu mai există ceva sfânt. O câmpie, un sat natal, o clopotniță. Am întins șervetul și când o să fie gata de dat cu citoriu, înseamnă că o să le punem aici. Noi am luat brânză de vacă. Brânză o luăm la o gospodină din sat, care eu des cumpăr la dânsa brânză. Cât mai multă brânză, cât e mai gustoasă. Punem sare, nici multă, nici puțină, dar acum ouă. Ia, Valea, vină tu și amestecă. Hai. Eu îi pregăti ouăle, dar Valea amestecă. Ai pus sare? Sare am pus, numai că pregătesc ouăle.
Ouăle de casă, uitați-vă și galbănușuri galbeni au. Ouăle, îs de miele, ca să fie galbănușul galben, înseamnă că ele-s hrănite cu porumb. Avem doi copii. Am doi fișori. Mine copiii m-au ajutat, nu numai la plăcinte, dar la orice. Pe măsura posibilităților. Nu spun că de fiecare dată numai copiii fășeau sau la orice mâncare copiii. Atunci când era posibil, m-a ajutat și unul și altul. Fiecare dată când vin copiii, eu știu că mămica să fac plăcinte. Și amuș Valentina să amies și brânza și o să vedem dacă e nevoie să mai stricăm ou. Eu am lucrat în domeniul învățământului preșcolar. Profesia mea este educatoare în grădiniță de copii. Am activat în grădinița creșă Ghiocel 16 ani în calitate de educator și 28 de ani în calitate de director. Normal. Acum ungem turtele, fiindcă să nu se lipească una, dar și mai ușor să se întindă. Le ungem cu ulei. Cât pădurile ne dor. Topim untul, îl punem în cratiță, îl topim. Așa, îl punem pe foc, nu tare îl încălzim. Ca să putem să adăugem uloi acolo, tac. Cât pădurile ne dor. Mai avem un viitor, cât trecutul ține. Focul nu mare, ca să nu lipească la cratiță. Și tot. Așa. Acum aici adaugem ulei. Că dacă curat cu ulei, totuși uleiul are mirosul lui. Dar untul are mirosul lui. Și atunci când se combină două nutriții, cu diferite culori și cu diferite gusturi, atunci ai. Luăm de pe masă tot, pregătim masa pentru ca să începem a pregăti plăcintele. Pregătim noi acum brânza, uleiul, l-am pregătit, ulei și cu unt, ca să nu se lipească una de alta. Că el dacă pui așa una peste alta și rostare. Vom trăi pe acest pământ. Fără ca să-ți dai seama, cuvintele iese, te învață. Încă vedeți dacă făina e bună cum se întinde luat-o. Am pus 6 straturi. Și acum punem brânza. Cât mai multă brânză, cât e mai gustoasă. Se poate și cu bostan de făcut, și cu varză de făcut, și cu vișină se poate de făcut. Nu mai multe. Acum o să luăm laptele. Și două ouă. Și le pregătim ca să ungem deasupra. Așa, albușul. O să fie aici. Tot nu contează și într-un vas. Călbenușul aici. Sau și poate mai pus în antenă. Dacă ai în suflet căldură și inimă dragoste, pâinea iasă bună. Punem plăcinta mirese la cuptorul încălzit la 220 de grade timp de 40 de minute. Ia să vedem și aici. Da, aici e gata. Aici e gata. Acum ca să fie mai moi, deasupra e mai ungem uleacă de ulei și uleacă de unt. Dar punem o hârtie ca să absorbe uleiul ăsta. Așa. Punem aici. Și o punem aici. Vlodia, ai la masă? Vin. Hai să gustăm plăcintele. Hai, Valentina, gustăm plăcintele. Poftă bună. Poftă bună. Tu ardei luați mai întâi? Care și cu da, plășințele și poftă mare. Hai, mulțumesc. Gustos. Finta-i bună. Gustos. Mă bucur. Mă bucur, plășințele bune.